Aici s-au întâlnit toate elementele necesare pentru un succes. Succesul se cheamă, așa cum vedem, Festivalul Borșului Lipovenesc, prin, așa cum am spus, prin unirea tuturor forțelor din această localitate, că nu discutăm doar din primar care face și borșul, organizează. Ei, să adun toată comunitatea din Jurilovca la aceeași masă este un lucru excepțional și meritele îi se atribuie deocamdată. Și să adun și toată țara. Să adun atâta lume. Clar că nu sunt doar din Tulcea, sunt din toată țara, oameni care au venit din apropiere și nu numai, care revin la acest festival, pentru că, într-adevăr, este un festival de succes și doresc încă ceva și cu asta închei, primarul Ion Eugen să reușească să realizeze și această investiție din spate, portul, al doilea mini-port, ca să spun așa, astfel încât aria pe care se desfășoară acest eveniment să fie mult mai mare, pentru că devine obligatoriu un festival multianual.